cu întorsături. E serios, e misterios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Misterul Duhorii Puternice. Așteaptă! Haide! Hai, liniște! Wow! Domnule Rusard, arătați foarte bine! Vă duceți cumva în vreun loc special azi? Nu, Camil, asta este... Asta e tot, domnule Rusard. Am tuns iarba, totul e impecabil. Mulțumesc, Rudy! Totul trebuie să fie perfect pentru sosirea inspectorului. Care inspector? Cel care va veni să inspecteze școala. Tu nu simți mirosul ăsta? Wow! Cine nu l-ar simți? Hei, ce-i cu asta? Nu eu miros. Ai dreptate. Miroase foarte ciudat aici. Duhnește! În condițiile astea eu n-o să stau la ore. Dio! Eu am șters-o de aici. O putrăvăs! Haideți odată! Dar, bine! Bine, plecați dacă vreți. Un profesor însă nu-și abandonează sala de clasă. Scuze, dar noi o facem. Cu bine, domnule Rusar. La revedere! Aerul e mai proaspăt aici. Ce miros îngrozitor! Cineva o fi uitat să se spele azi. Și? Dar oare cine? Astăzi e ziua împungeți-l pe Milo? Of, e un dezastru. Dacă inspectorul va simți mirosul ăsta, va crede că lucrez într-o sală de clasă murdară. Eu propun să facem curățenie generală. O idee foarte bună, Alfred. Mă duc după materialele de curățat. Inspectorul va ajunge aici într-o oră. Trebuie să ne grăbim. Încă miroase. Chiar mai urât acum. S-a zis cu mine. Inspectorul nu o să înțeleagă nimic. Nu pricep, am spălat fiecare centimetru, e ciudat. Mai mult decât ciudat, e serios de misterios. Nu vă faceți griji, domnule Rusard, trebuie să fie o explicație. Sper că o să o găsești repede, uite cât e ceasul. Așadar, ieri când ați plecat, mirosea urât? Mirosea doar a cretă, ca întotdeauna. S-o fi întâmplat ceva în timpul nopții, ăsta e primul indiciu. O fi aruncat cineva o bombă mirositoare, nu eu, desigur. Nu pare a fi o bombă mirositoare, trebuie să fie altceva. Ei bine, se pare că n-avem de ales, trebuie să inspectăm clasa de a fi rapăr. Hei, știți? Pare a fi o idee grozavă. Vă urez distracție plăcută. Milo! No. Încep cum o să simți ceva cu eșarfa aia pe nas. Dar dacă o dau jos, o să miros duhoarea. Da, dar așa n-o să simți niciun miros. Exact. Mă dau bătută. Hei, ce caută pisica asta aici? Hai, pisicuțo, ăsta nu e locul potrivit pentru tine. Încercăm să izolăm mirosul. Cum o să reușim asta? O să vezi. Privește! Și-a schimbat culoarea. Vata a absorbit ce se află în aer. Incredibil! Așa este. Ăsta e al doilea indiciu. Încă o pisicuță? Mai speriat! Hai, pisicuțo! Haide! Asta-i ciudat. Se pare că pisicile sunt atrase în sală de miros. Nasurile lor fi defecte, dacă mă întrebi pe mine. Cred că niciodată n-am mai avut atâtea pisici. Oare or fi atrase de mirosul ăsta pătrunzător? E foarte ciudat. Dă-te jos, pisicuțo!
Ăsta e al treilea indiciu. Ce comportament ciudat pentru pisici! Ce se petrece? Să revizuim indiciile. Foarte repede, înainte de sosirea inspectorului. Reprezintă timpul. Ieri totul a fost normal. Mirosul a apărut în timpul nopții sau dimineață. Al doilea indiciu îl reprezintă vata. Ce ai aflat, Camil? Interesant! O să-ți trimit rezultatele. Se pare că mirosul e pe bază de plante. Dar nu am găsit nicio plantă mirositoare în clasă. Dar ceva a atras pisicile. Ele au fost al treilea indiciu. Pisicile parcă o luaseră razna. Simțeau mirosul de la kilometri întregi. Stați puțin, ce atrage pisicile? Cred că am găsit explicația. Care e? Trebuie să vorbim cu Rudy mai întâi, ca să fiu sigur. De ce cu el? Nu o să-l găsim acasă, el a pescuit acum. Alfred? Cum decurge ancheta? Inspectorul trebuie să sosească în orice clipă. Ce să-i spun? Cred că mi-am dat seama, dar mai am nevoie de timp. Îl puteți reține puțin? Cred că da. Grozav, la revedere! Alfred, doar nu crezi că Rudy este cauza acestui miros, nu-i așa? Nu în mod intenționat! Nu în mod intenționat! Rudy! 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 Uitați-l! Ce se petrece? Avem o întrebare pentru tine. Azi dimineața ai tuns iarba, ai smuls buruienile și ai plivit straturile cu flori. De ce aveai o mască pe față? Din cauza valerianei. Are un miros foarte urât. Valeriana, exact cum credeam. Ce e valeriana? E o plantă cu rădăcini care miros urât. E o plantă medicinală, preferată a pisicilor. Păi asta explică invazia pisicilor și mirosul urât. Dar nu știu de ce se mai simte. Am aruncat toată valeriana. Unde? În lada de compost, evident. Ne poți duce acolo? Bine, spre școală. Oh, a sosit ora de inspecție. Arată mai rău decât credeam. Alfred, grăbește-te. Vedeți? Am pus totul aici. Mai rău ca niciodată. E un îngrășământ minunat. Să mutăm lada, Rudy. Nu poate rămâne atât de aproape de școală. Da, du-o departe, departe. Nici o problemă. Mă ocup eu de asta. La o parte. Va fi nevoie de câteva drumuri. Duc eu roaba asta. Sunteți sigur că vreți să vizitați clasa? Să fiu sincer, domnule Rusard, de asta am și venit. Evident, evident. Faceți loc! Hei, ai grijă! Oh, nu! Am dat de necaz. Dar ce-i cu mirosul ăsta? Vă pot explica. Este o catastrofă. Sau poate nu. Sunteți teferi? Scuze de întârziere. O să fiți încântați să aflați că experimentul cu valeriana e gata. Am găsit o grămadă de flori. Valeriana? Da, a fost cea mai grozavă idee să lucrăm cu plante adevărate. Chiar dacă ele miros urât. Valeriana, spui? Înțeleg. Da, pentru ora de științe. Îmi pare nespus de rău. Nu, dimpotrivă, abordarea directă e cu siguranță metoda cea mai bună de descoperire a științei naturale. Felicitări, domnule Rusard. Mulțumesc. Sunt de acord cu metodele astea. Un punct excelent în favoarea domniei voastre. Să vă curățăm. După dumneavoastră, domnule.
E mai sigur cu Rudy la conducere. Hei, ți-a scăpat una? Haideți, fetelor! Oh, prea bine. Nu vi se pare că mirosul a revenit? Oh, da, a revenit! Oh! Ce e? Nu miros eu. Hei, dă-te de pe mine! Valeriana are flori roz sau albe și înflorește din iunie până în septembrie. De-a lungul istoriei, rădăcina ei a fost folosită în lumea medicală. E un somnifer natural, iar altora le oferă momente de relaxare.